autorulota pare foarte închegată, foarte bine, se aude foarte bine, nu zdrângăne nimic. Materialele, o să ne uităm un pic la ea în interior, dar pare foarte zdravână, poate foarte bine făcută. Acest Globetrotter de la Detlefs este varianta deluxe a gamei. Aici este un pat deasupra postului de conducere, un pat dublu. Se poate ridica pentru a avea acces facil în cabina șoferului. Asta este aici un separator și în momentul în care ai campat, ai tras acest separator, îți face, îți creează intimitate. Nu mai are legătură cu postul de conducere. În zona de living avem două canapele, una în formă de U, aceasta, unde pot sta mai multe persoane, iar vis-a-vis mai este încă o canapea unde mai pot sta încă cel puțin două persoane lejer. Deasupra există televizorul pentru a viziona un film sau o emisiune de știri. În zona de deasupra livingului și a zonei de bucătărie sunt amplasate mai multe spații de depozitare foarte generoase. Masa asta se pliază și se coboară, astfel se poate crea un alt pat suplimentar în zona de living. Zona de bucătărie este foarte spațioasă, are peste un metru și ceva, 1,20 m, 1,30 m. Chiuveta, un spațiu de lucru foarte generos. Un aragaz cu 3 ochiuri de la Tedford. Aici se pot agăța diferite ustensile pentru bucătărie. Plasa de intimitate și plasa anti-insecte. Un spațiu de depozitare culisabil, extensibil și culisabil. Zona de sertare, care, după cum vedeți, este, sertarele sunt foarte mari, foarte spațioase. Evident, este o autorulotă din gama premium. Coșul de gunoi și alte spații de depozitare. Deasupra ușii de acces în camper sunt panourile de control ale autorulotei, spații de depozitare. Aici se pot pune diverse obiecte utile și foarte, pe care le folosește rapid la diferite, de exemplu, încălțătorul de pantofi, pot fi puse un ziar, orice ai nevoie să pui foarte repede. Alte spații de depozitare. Urmează aici un dulap care, unde se pot depozita hainele. Aici vedem sistemul ALDE,
În continuare, aici sus este un cuptor, congelatorul și frigiderul de la Dometic. Iar jos aici, încă un spațiu de depozitare pentru diverse obiecte. Liniile sunt curbate, creează o stare... Liniile curbate dă o atmosferă plăcută în acest camper. Aici sus avem și un aer condiționat de la Teler. Trapă mare. La fel, evident, nici nu mai e cazul să mai spunem, toate sunt prevăzute cu plasă de intimitate și plasă anti-insecte, cu iluminare LED. După zona de bucătărie și frigider, este această ușă care separă zona de dormitor de zona de living și de restul camperului. În momentul în care accesăm zona spre dormitor, în partea dreaptă descoperim un duș, în partea dreaptă când mergem spre dormitor, un duș care este foarte mare. Este foarte mare și foarte înalt. Eu, ca să ajung la tavan, trebuie să întind mâna aproape în întregime. Asta înseamnă că are undeva la 2 metri și 20, cred că, înălțime. Asta e foarte bine pentru că acest duș poate fi folosit inclusiv de persoanele mai înalte sau persoanele mai plinuțe, în condiții optime, în condiții de confort. Aici este un suport pentru prosop. Iar vis-a-vis deschidem ușa care separă zona de living față de cea de dormitor. Și în partea opusă dușului regăsim toaleta, la fel foarte spațioasă. Sunt niște oglinzi mari aici și sus. Aici avem spații de depozitare. Sunt tot felul de spații de depozitare. Chiuvetă. Caloriferele ALDE sunt amplasate atât în baie, în toaletă, cât și la duș. Prin închiderea acestei uși se creează un spațiu destul de mare, o baie destul de mare, baia care are separat dușul de toaletă. Și dacă cineva vrea să stea în dormitor și vrea să meargă la duș sau la toaletă, o poate face foarte lejer, nederanjând celelalte persoane care sunt în zona de living, de exemplu. Trecând de zona de baie, de duș, ajungem în zona de dormitor și aici vedem că sunt două paturi separate, stânga-dreapta, unite de această pernă. Patru spații mari de depozitare pentru haine, situate deasupra zonei de dormitor. Aici există și un televizor care iese de acolo și se poate viziona seara direct din pat un film sau emisiunea preferată. De asemenea, în zona de dormitor există o trapă foarte mare pentru a asigura ventilație. Calitatea materialelor folosite la această autorlotă se vede că este una bună. Nu s-au folosit materiale de slabă calitate. Ne uităm la finisaje, sunt foarte, foarte bine realizate.
Aici este sistemul de boxe al televizorului. Autorulota Globetrotter XXLA are o cutie automată Haimatic. Este foarte ușor la condus, schimbă foarte ușor vitezele. În condus are un confort foarte bun. Este o motorizare foarte bună de la Iveco. Aici avem un garaj foarte spațios, unde poate intra până și la o motocicletă. Partea asta de aici se deschide și poți avea acces și din spatele camperului.